Incidentul a avut loc în această dimineață în satul Băden din comuna Runcu. Din spusele martorilor, micuțul se juca în curtea casei și la un moment dat una dintre surori nu l-a mai văzut. Băiatul căzuse într-o groapă de scurgere adâncă de mai bine de un metru și care era plină cu apă. S-a picat în groapă acolo, într-o gropiță mică, că nu era mare. Deci era o... Nu, e o scurgere de la o cijme. Și pe ea a lăsat pe fată cu el în curte. Mi-a cerut mamaie, dă și mie pâine. Și i-a rupt o bucățică de pâine și i-a dat și eu am plecat. Mama este bolnavă, mama lui. Da, mama lui e bolnavă, e la o vecină ca să nu știe. Unde l-ați dus? Unde s-a dus? Unde e? Spuneți-mi și mie. Nu știu cum să fie ajuns, domnule, nu pot să-mi dau seama în ce situație să fie ajuns el acolo și acum a ajuns, că ea a știut în curte, aceea era cu alt băiat, era aceea în curte și cum a ajuns el acolo. Nu știe de el nicio situație, decât că a văzut că a dispărut de lângă ei și când l-a văzut era cu picioarele în sus și n-a mai avut ce, că dacă scăpa cu picioarele în jos, poate nu se neca și să-l ridica el pe ghițuri, așa. E groapa adâncă, nu știu. Copilul a fost preluat de o ambulanță, dar se află în stop cardiorespirator. Medicii l-au resuscitat aproape o oră și au reușit să-l stabilizeze. Copilul a fost transportat la spitalul Grigore Alexandrescu, un elicopter smurd. Copilul l-am preluat în stop cardiorespirator. S-au efectuat manevre de resuscitare specifice, aproximativ 20-30 de minute, după care activitatea cordului s-a reluat. Deocamdată este stabil hemodinamic, dar în privința prognosticului nu mă pot pronunța și rămâne de văzut. Acesta este cel de-al treilea astfel de caz petrecut în județul Dâmbovița de la începutul anului. Până în prezent, doi copii au murit înnecați.